Bravo! Sănătate! Respect! Bine v-am găsit! În primul rând, aș vrea să salut acum, în acest moment, pe toți fermierii din România, pe toți cei care se ocupă de câmp, pe toți cei care se ocupă de zootehnie. Sunt astăzi aici la Bacău pentru a răspunde unei solicitări adresate de președintele Bacău, pe care eu îl respect foarte mult și căruia vreau să-i mulțumesc aici, în județul domniei sale, pentru modul în care am colaborat în acest an, pentru că de fiecare dată am avut discuții care vizează interesul fermierilor. Am fost și într-un moment mai dificil, când ploile inițiale au luat la valoare parte din sol și cu acesta și o parte din semințele puse cu grijă, cu ligală, cu efort, cu cost ridicate din suprafețele agricole. Am spus-o atunci că natura ne ia, dar nici dă. Iar timpul a demonstrat acest lucru. Vreau să dau salutul cuvenit celor care astăzi se așează pe acest platou de prezentare, de dialog între producători și consumatori. Vă felicit pe cei care astăzi v-ați găsit timpul necesar pentru a dialoga. Am ținut după din anunțul să văd întâi și apoi spune. Pentru că deviza noastră la Ministerul Agriculturii este să vorbim cât mai puțin și să facem ce trebuie. Din acest punct de vedere, vă asigură Ministrul Agriculturii că vom face ce trebuie în Minister, în așa fel încât drumul pe care ați pornit să-l continuați fără oprire, cu sprijinul venit, dar la timp și fără prea mult efort din partea fermierilor. Mă bucur că în dialogul pe care l-am avut astăzi am putut constata împliniri deosebite într-un sector care s-a prezentat neașteptat de bine în această zonă. Neașteptat de bine din punctul meu de vedere și anume specialul. Exemplare foarte frumoase, exemplare bine lucrate de la o vreme, motiv pentru care felicit producătorii fermieri, dar și cei care sunt în instituțiile de specialitate și se ocupă de ameliorare. Nu vom să vorbim în niciun moment și nu vom abandona sub niciun loc drumul pe care am pornit privind controlul operatorului de producție. Este calea pe care trebuie să urmăm, chiar dacă sunt la din acea multe zone, important este să fim atenți, corecți, să respectăm legea, dar să și stimulăm pe cei care fac performanță. Iar astăzi au fost secvențe suficiente care atestă faptul că aici se face performanță. Am văzut tehnica bine, adevărat, într-un perimetru mai mult, mai strâns. Dar ea a fost prezentă în această zonă, a fost la Târgu Agravii, unde am putut vedea în partea aceasta a
țării preocupare de mediu, dar majoritatea cu celor care se ocupă de tehnica agricolă au spus că au găsit un câmp prietenic anul acesta din punct de vedere financiar și că vânzările sunt bune. Ce demonstrează acest lucru? Demonstrează pe de fapt interesul deosebit pe care l-au oferit ei pentru tehnica agricolă și în același timp posibilitatea financiară, potența economică pentru a putea și a se dota cu asemenea privație. Felicitări din partea și de altă. Însă eu, pe furnizorii de privație, pe furnizorii de privație, să țină aproape de fermieri, să țină aproape de fermieri, pentru că sunt exemple în țară care demonstrează faptul că un utilaj adus în punte este mai rar vizitat de furnizor, iar dacă defecțiunea are, ea este păstăsitoare, împovărătoare și extrem, extrem de greu de purtat pe un infermier, pentru că o cădere de motor, o defecțiune la un utilaj, îl scoate din ritm de lucru și aduce parte greu de suportat de femeie. Cred că tehnica agricolă care se află astăzi în patrimoniul fiecărui femeie, cunoștințele pe care le-au dobândit femeie, în mici de interesul de a lucra în țării și a câștiga, este astăzi un element extrem de important și de apreciat pentru agricultura țării românești. Tehnica, nivelul de pregătire tehnică, modul de angajare a făcut posibil ca în acest an să avem culturi pe măsura interesului și efortului fiecărui fermier din România. Aș vrea de asemenea să salut pe toți cei care s-au prezentat în acest platou, dând mâna cu tehnologia și pe cei care produc substanțe chimice pentru protecția plantelor și nu numai, și pentru cei care produc îndrumați de preocupare nouă produse ecologice, și pentru cei care au găsit cu inteligența lor și cu preocuparea zilnică soluții pentru a înlocui cât putem să o facem și cât nevoie o cere substanțele clasice în așa fel încât inovarea să ne ia acasă. Pentru toate aceste lucruri vreau să vă felicit și nu pot să mă despart de cei care sunt aproape mereu, mass media, cărora vreau să le mulțumesc pentru modul în care tratează problemele din agricultură, faceți un serviciu bun pentru țară, prezentați acești fermieri, prezentați-le rezultatele lor, că sunt ale țării. Ei sunt producători de hrană, ei sunt cei care se uită în sus, căutând un strop de ploaie pentru a avea finalitate în munca lor. Mă bucur că în această zonă sunt semne de ploaie. Buletinul meteo spune că vom avea ploi în partea de sud, pentru că momentul este greu pentru fermier. Momentul este greu pentru fermier. Se lucrează greu și la această dată. Am văzut pe câmp utilajele la Bucur. Praful este acoperă utilajul, demonstrând lipsa de apă în sol, dar preocuparea este la ea acasă, iar efortul fermierilor trebuie apreciat la tare. De aceea închei tot cu salut spre fermieri. Vă salut, dragi fermieri, vă doresc un an agricol bun și să avem parte de rezultate.
este un telefon pe care îl faceți fiecare și pe care vă meritați un an de succes, pentru că este munca și cheltuiala la dumneavoastră. Vă salut, dragi de mine! Mulțumim, domnul ministru! În continuare, revin pe domnul președinte al Legii Asociației Producătorilor Agricole de România, domnul Laurențiu Balciu, să vă adreseze câteva cuvinte. Trebuie să vă mulțumesc pentru faptul că cum ați răspuns la această adunare. Trebuie să mulțumesc domnului ministru pentru mediul care a făcut venit de la București. Și chiar mă bucuram când era asta semafoare și a sectat atât de greu, atât aspecte și pe ce l-am zis în să mergem prin neapăratul o centură a acolo, ca să puteți ați făcut 35 de minute de la ora aici. Aveți ocazia asta, vă mulțumesc că ați vrea să trebuie să mulțumim de altfel la autorităților statului, prefecturii, instituțiilor de concentrate, Consiliul Județean, care au participat efectiv ca acest eveniment să fie așa cum este. De altfel, vreau să vă spun că domnul ministru, cu ajutorul celor de sus, anul ăsta, cel puțin în județul Bacău, situația este domnișoară. Îi mulțumim doamne, doamne, dar trebuie să vă mulțumim și dumneavoastră că v-ați gândit ca să ne dați banii în avans, că avem mare nevoie de ei, pentru că deja v-am venit noi cu jind în curte, văzând întâlnașa de ultima performanță, vrem și noi să facem performanță, numai cu utilaje de performanță se poate face, dar trebuie și bani. Așa că, încă o dată, în numele agricultorilor de România, vă mulțumesc pentru, vă mulțumim pentru inițiativa care ați avut-o. Nu sunt eu cel al mă cunoașteți în tot pierie, dar atunci când lucrurile sunt bune, o puteți acolo de sprijinul nostru, ca împreună cu fermiere, să găsim cele mai bune soluții pentru a le ajuta munca și pentru a le ajuta vă mulțumesc. Cred că e timpul destul de întârziat, dacă vă vreau să plecăm. Vă mulțumesc. Eu am spus că tot timpul m-a ajutat domnul Baciu, iată că m-a ajutat acum să vă spun un lucru foarte important pentru fermieri. Știți, în campania electorală, de președintele Partidului Liviu Dragnea, a spus că obiectivul pentru agricultura țării românești este să acordă subvenții. Vreau să vă spun că în reședința de guvern am aprobat, Guvernul de România a aprobat o sumă extrem de importantă pentru subvenția la motorină, 436 milioane lei, care de săptămâna viitoare începe să ajungă la fermieri. În al doilea rând, vreau să vă spun că avem tot pregătit, atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere organizatoric, și din punct de vedere financiar, ca pe data de 16 octombrie să începem să plătim subvenția la agricultori, începând cu un avans substanțial de 70%, ținând seama de condițiile climatice cu care ne confruntăm în această perioadă unde costul de sud ridicat. Și tot de pregătire vreau să vă spun că anul acesta începe să dăm avansul și la zodecnic. Urmând ca din data de 3 decembrie să ne achităm de promisiunea pe care a făcut-o, anume aceea de a începe de a da suma regulare, cunoscută în termenii noștri consacrați, lichidare. Iată că m-a ajutat domnul Baciu pentru a transmite aceste informații în zona Bacăului și de aici țara să știe că fermierii au sprijinul.